dragă, dar și așa de mare țigan cât te crezi. Păi tu copila, mami, eu mi-am luat țigan, așa că ar trebui să-ți iei și tu țigan. Mi-ai frică, mamă, că e o zârcină, dar nu-i vine cu burta groasă acasă. No, bine, bine, las că vii eu tu ce luai de la tatăl tău. State, statică! Hai nici ceva și poate, dacă umblă cu românii. Mă, stoi, cacese! Amunite, delemande. Nu ți-am zis. Ție ți-am zis că cu fata mea tu să nu mai umpli. Lasă-mă, tată, n-ai tu treabă că eu pe el îl iubesc. Ce te gebași tot atâta? Dar mama mea e una femeie, ta și fain, era. Auzi, copilă, la mine. Una cu una face două. Aici eu vorbesc și tu taci. Eu pun întrebările și tu dai răspunsurile. Ați înțeles? Mie îmi trebuie țigan din țigănie, nu român. Tu la mine să nu mai cauți, ca păi te iau și apoi îți dau și acasă cum arită cu tine. Ai înțeles? Lasă-mă, tatăl ăla te-n pașe, dar asta cu el o să și o viață întreagă. Nu cu țiganul ăla care e urât și nici nu are un ban. Vai de eu, la că nu mă înțeleg cu voi. Nu, gata. Tu mergi la tine acasă, tu acasă și tu iară tu. După ce vă lucru și vă oiară, vă lucru, vă cumpăr hâine și nu aveți grijă de fată. Aveți să ai grijă de fată, tu ce ai făcut tu? Mă, bărbații, de unde să știu eu că ea umblă cu român? Păi pe mine se vătere, auzi, gata. Tu mergi acasă la tine, la mine familia este nu mai vii. Ai înțeles? Și tu acum înainte te duci și mătă acasă. Acum. Dar nu vreau să mă duc acasă, voi că voi sunteți nebuni, neamul nu mai vă înțeleași deloc. Păi dacă eu pe el îl iubesc, ce pot să-mi faci amul? Nicălo, mișcă acasă tu! Mie, tu chiar nu mă duc, dar și am încă la nebuneala, nu ți-a făcut bărbatul nimica? N-am mai dat jumătate. Hai, mișcați acasă, repede! Băi, stătica, o familie. Fata ta m-a auzit că o făcut-o cu numărul ăla, bă, băieți. Bă, nu o făcut-o. Pe cuvântul meu de țigan original, nu a făcut-o. Ești original? Ascultă-mă, dacă vrei să facem tomeala cu fișorul ăsta tău, negru ca împăratul și frumos ca cerul, facem o... Auzi cum facem? Da, 100 de galben și dacă fata mea nu o să fie fată mare, 10 zbice pentru rușinea ei să fie. Ia o stătică la mine. O las pe nevasta mea să spună două cuvinte pentru fata ta. Tu copilă, vreau să știu dacă ești harnică, dacă știi să faci mâncare, dacă ești de casă, că nu te iau în oră. Vrei să rău că știu să mă duc. Ia să mă trag și mă duc, să fac. Asta așa că poate ți-ai dat vădă avut. Tu copilă, nu știu vraznică, și mă duc o dată, și mă duc o metea. Nu știu ce am zis, ce ți-am zis eu ție, tată? Observă un picuț, ia mătura. Dragul tati, știe să măture, dar nu știu de mâncare cum face. Vezi că știu, doamnă, că atâta de doamnă te crezi tu și atra asta, parcă n-am mai și nimeni ca tine. Auzi, dragul tati, mă trebuie că tu mori de foame de pe viața ta cu panarea mea asta. Bă, tate, vezi să plicuți, am temperatura mare. Hai, băi, tate. Hai, uita-mi. Pana a fost când nu mai atât pe femeie, dar mă, nu-a făcut pe mine panarea. No, gata, gata cu cearta. Auzi cum facem. Eu mă duc la Bulibaș să cer bani. Până vine eu, nevastă mi-a văzut ce despre fată, aduc banii și vă aștept omeala. Bine, că cum zici tu? Du-te la Bulibaș și aduc banii. Dar dacă nu-i fată mare, plătești tu rușinea toată șatrii. Eu plătesc, da, că rușinea asta plătesc. Bine, stati. Auzi, Maurică, Spanie, fata mea a jucat cerceafu cu la urmă, așa să vedeți că e fată curată. Da, da, Virgin. Așa e să fii, dai cam rea de gură și nu știi ce faci cu ea. O dai din oră? O dau, fata mea o să și harnică. Mă las cum învăța noi să facă ce nu știe. Știu să fac râdaș. Pe slavă de care sunt? Abia și înseamnă ce-i face. Tică cu grăbată de aur, mă știu.
au fost cu români. Gata, mi-am găsit un țigan din Șatra, din familia lui Aurică, băi! Aurică! Aurică! Familie bună, mă, și-o nu auzi cu ce-am venit la voi? Puteți voi să-mi dați mie 100 de galbeni? Și vă invit la nunta mea, la fata mea! Și dacă nu-i virgină, ce faci? Auzi, se joacă cearceaful și de nu o să fie virgină, eu, state, 10 zbice dau pe ea. Să-i dau bandul sau să nu-i dau? Hai să-i dau să vedem dacă joacă sunt regina bărbat și țigani din șatra noastră. Asta hai să-ți dau. Și încă ceva. Doamne, lămâiță, aș vrea ca dumneavoastră, cu soțul dumneavoastră, Bulibașu, să veniți un pic, să anunțați nunta în șatra asta mare, plină de țigani, plină de țigani. Să veniți să anunțați un pic șatra, nunta asta. Stătii că anunțăm, ne faci pe cer să anunțăm nunta asta. Ale, nu, 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 și ai grijă ce fac, nu. Stimați spectatori, după cum ați putut viziona, iată, acești tineri au interpretat o scenetă, o scenă de căsătorie țigănească și iată, stăm de vorbă cu unul din tinerii care a jucat în această scenetă. Vă văd foarte entuziasmat. Cum vă numiți? Mă numesc Lăcătuș Alin Carol și am 17 ani. Cum vi se pare acest proiect? Considerați că este benefic acest proiect? Vine în beneficiul romilor? Încearcă să ridice nivelul de cultură a cetățenilor de etnie romă? Da, da, deci mi se pare o părere bună și ce am făcut noi aici sper să le placă tuturor oamenilor. Dacă veți fi solicitat să participați la alte spectacole cu aceste obiceiuri țigănești, sunteți de acord ca să promovați tradițiile și obiceiurile țigănești? Pentru că până la urma urmei acestea undeva au rămas, au stagnat undeva. Da, ne place. Cu ideea asta am rămas și noi. Am zis că dacă s-ar putea să mergem mai departe, să demonstrăm ce putem face. Cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc din suflet. Iată, stăm de vorbă și cu domnișoara. Vă rog să-mi spuneți cum vă numiți? Lăcătuș Daria Alexandra, am 17 ani, mie îmi place. Dumneavoastră sunteți mireasa. Da, mireasa de atât de șenete. Cu tradiție la școală de câțiva ani de zile, se face tradiția asta și mă simt bine când sunt mireasă. Deci vă simțiți bine atunci când promovați tradițiile. Nu vă este rușine să spuneți că sunteți de etnie romă? Nu mi este rușine, ce? Eu sunt mândră că sunt de etnie romă. De ce să fie rușine de etnia mea? Iată, stimați telespectatori, cred că mulți tineri ar trebui să ia exemplu acestei tinere. Stimați telespectatori, iată, stăm de vorbă și cu un domn mai în vârstă. Vă rog să-mi spuneți cum vă numiți. Lăcătuș Cornel. Domnule Lăcătuș, câți ani aveți? 35 de ani. Mulți înainte. Aveți un loc de muncă? Da. Și cum vi se pare? Am înțeles că acest proiect are o latură de ocupare a forței de muncă. Considerați dumneavoastră, aveți un loc de muncă? Sunt mulți tineri care nu au un loc de muncă la ora actuală, aici în comună? Da, sunt foarte mulți care nu au loc de muncă și sper că se va rezolva cumva după criză. Considerați că ar trebui făcute niște cursuri de calificare? Da, 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 se fac cursuri de calificare. Sunt mulți care lucrează în domeniu și nu au calificări. Și acum e un proiect ca să se facă